Bună dimineața, dragii mei prieteni! Am revenit pe acest canal. Îmi cer scuze față de voi pentru că m-a revenit cam târziu, dar ca tot omul am fost plecat în vacanță și din recunoștință față de voi pentru că v-ați abonat foarte multă lume la canalul meu și îmi dau seama că nu v-ați abonat doar să mă vedeți pe mine, că încă nu ne cunoaștem destul de bine. Și v-ați abonat pentru ca dumneavoastră să învățați sau să vedeți cum să execută un sistem fotovoltaic. Pentru asta, astăzi eu am cumpărat 3 panouri, după cum vedeți în spatele meu, și împreună vom instala, fără a cere ajutorul unui prieten sau unei firme pe care dumneavoastră să plătiți, fără a apela la anumite cunoștințe care ei cred că ei știu totuși dumneavoastră nimic, nu. Eu cred că cel mai simplu mod de a instala un sistem fotovoltaic singur acasă nu există. De ce apelați la anumite firme, de exemplu, când deveniți prosumatori? Este pentru că dumneavoastră aveți nevoie de actele care ei trebuie să vi le dea și să mergeți la firma unde sunteți abonat cu electricitatea și sunt sigur că acolo nu vă primesc fără actele acelea și iar dacă nu luați o firmă să vă instaleze, nu o să vă dea nimeni actele. Așa că, prieteni, fete, haideți să începem cam și să vedem ce ne trebuie nouă pentru a avea un sistem fotovoltaic acasă și, bineînțeles, să-l executăm singuri, după cum vă spuneam, să nu apelăm la nimeni. Dar până să începem, am o rugăminte la dumneavoastră că ca fiecare dintre dumneavoastră care vedeți acest videoclip să vă abonați la canal ca să nu rămână doar pentru dumneavoastră, să rămână și să vadă foarte multă lume pentru că și ei să poată să-și facă un sistem acasă. Vreau să știți că a face un vlog nu este simplu, să știți. Chiar îți ia și câteva ore bune ca să încarci un vlog pe YouTube. Așa că sunt sigur că pe dumneavoastră în câteva secunde să vă abonați și să distribuiți, sunt sigur că nu vă costă chiar și nimic și nici nu vă ia prea mult timp. Haideți să mergem să vedem cam ce trebuie să facem. Priviți și dumneavoastră, aici avem 3 panouri fotovoltaice. Bineînțeles că le-am cumpărat. Sincer să fiu mai mult pentru dumneavoastră ca să vă arăt cum să facem un sistem fotovoltaic. Eu v-am mai spus și în celelalte vloguri care le-am postat că eu am mai avut un sistem înainte, un off-grid. Adevăr că nu prea am fost mulțumit de el pentru că am avut foarte mulți consumatori. Nu mai discutăm despre asta acum. Aici avem 3 panouri la 230 de W panoul. Iar dumneavoastră, ca să faceți un sistem pentru acasă, indicat este ca dumneavoastră să vă luați panouri de 500 de W, ceva mai mare, pentru ca să aveți spațiu mult mai puțin de ocupat și putere mult mai mare. Aici avem 3 acumulatori. Avem acumulator de 200 de amperi. După cum le vedeți, iar aici avem un acumulator de 65 de amperi. Ispre le-am montat unul de 65 și unul de 200. După cum vedeți, vă spuneam, mai avem încă unul, dar nu o să-l montez. Pentru că foarte mulți oameni care ei cred că cunoaște așa de multe lucruri, începe să te judece că nu e bine. Aici avem un încărcător, se numește MPP-ul. Este un Flex Max. Este un încărcător performant de 80 de amperi. Iar aici avem invertorul. Avem un invertor de 24 de volți, după cum vedeți și dumneavoastră. Și de 4000 de W, adică cumva de 4 kW pe oră. După cum vă spuneam, aici avem panouri de 230 de W și undeva la 7,72 amperi. Toate panourile sunt la fel. Latrina solar.
Noi aceste panouri o să le legăm în serie, nu le legăm în paralel, se poate lega și în paralel, dar în paralel dacă le legăm o să crească amperajul și o să scadă voltajul, iar dacă le legăm în serie o să crească voltajul și amperajul o să scadă și el. Indicat este pentru dumneavoastră să vă luați panouri undeva la 450-500 de W. De ce? Pentru că ele o să vă ocupe foarte puțin spațiu și nu numai spațiu, o să aveți și o putere mult mai mare față de ce am eu aici. După cum vă spuneam, eu aceste panouri le-am cumpărat mai mult pentru dumneavoastră și nu numai și pentru mine, că o să fac din ele un sistem de iluminat prin toată curtea, chiar dacă am panouri acolo. O să zic că foarte mulți oameni, dar de ce mai pui tu dacă ai? Nu știu, e o plăcerea mea, un hobby al meu și vreau să-mi împlinesc. Haideți să începem cu invertorul prima dată. Acest invertor este un invertor de 4000 de W, adică 4 kW pe oră. Acest invertor mai este de 24 de volți. După cum vedeți și dumneavoastră. Ce mai trebuie să vă spun despre acest invertor este că el nu este de undă pură. Firele care pleacă de la plus și minus, după cum vedeți, și eu am pus și cu roșu și cu negru, negru fiind la minus, iar cu roșu la plus, indicat este ca acești conductori care vine de la acumulatori la invertor să fie undeva de 12, de 13, de 15 grosime, pentru că să nu aveți probleme cu ele în timpul funcționării, pentru că ele o să se încingă cumva, o să se încălzească. În capătul, vedeți și dumneavoastră, avem niște mufe sau contactori, dar nu este indicat să lucrați cu sârme, cu eu știu ce mai să le legați acolo, cum mai face cam tot românul. Indicat este să lucrați așa cum trebuie să lucrați. Haideți să mergem la acumulatori acum. Acumulatorii sunt de 12 V. După cum v-am arătat și vă mai arăt încă o dată, priviți aici, de 12 V. Aceasta este tot de 12 V, numai că este, aceasta are 12 V și are o putere de 200 de amperi. Iar aceasta este una de 12 V și are o putere de 65 de amperi. După cum vedeți, eu am legat aceste baterii în serie ca să-mi scoată undeva la 12 și cu 12 face 24 de volți exact cât scrie pe invertor acolo, pentru că altfel el nu o să funcționeze. Da, dacă aveți un invertor de 12 volți, se poate monta direct la 12 volți. Nu le montați la 24 pentru că atunci o să-l ardeți. Iar acest sistem pe care îl facem împreună e doar o monstră de a învăța. Nu vă sugera să vă luați o baterie de 65 de amperi și una de 200, ci indicat este să vă faceți jos de un acumulator de electromotostivuitoare, pentru că sunt de foarte mare putere, au undeva la 600 de amperi și chiar și 800 găsiți. Și le luați la un preț extraordinar de bun față de cum ați cumpărat dumneavoastră fiecare baterie sau fiecare acumulator ca acesta în parte. Pentru că vreau să știți că nu este de foarte ieftin și ajunge undeva la 2000 de lei un acumulator ca acesta de 200. Gândiți-vă că nu prea este rentabil să investiți undeva la 5, 6, 7000 de lei în 3 acumulatori în loc să vă cumpărați un acumulator de 6, 7, 800 de amperi. De ce vă spuneam că este atât de simplu de montat un sistem fotovoltaic? Haideți să o luăm ca să nu uităm. După cum vedeți dumneavoastră, invertorul are un minus și un plus. Încărcătorul MPP-ul la fel are și el același lucru. Priviți panou fotovoltaic plus, panou fotovoltaic minus, baterii minus, baterie plus. Adică, iar la baterii avem același lucru, avem un plus,
avem un minus. Mergem și la panourile fotovoltaice. La fel aici avem același lucru, avem un minus și avem un plus. Dragii mei prieteni, și să vrem să greșim, sunt sigur că nu aveți cum. Vă dați seama cât de ușor e și nu numai acest sistem pe care vi-l arăt eu, toate sistemele fotovoltaice, indiferent de ce putere, de on-grid, de off-grid, au aceeași indicație, același sistem. Aici am pregătit două cabluri. După cum vedeți, am pus unul albastru, unul maro. Maro o să-l punem la plus pentru că e de putere și, bineînțeles, albastru e rece, o să-l punem la minus. Am luat și două mufe pentru a ne conecta cu panourile. V-am mai spus, indicat este să nu umblați cu nodături, cu eu știu ce mai, cu sârme să le legați sau nu știu ce vă mai trece prin cap, pentru că mufele nu sunt scumpe, sunt destul de ieftine, undeva la până în 10 lei două mufe. O să mergem și deja să începem să le conectăm. După cum vă spuneam, indicat este să vă luați niște fire mai groase, să fie de cel puțin de la 6 în sus grosime. Nu are rost să vă scârciți pentru 5 lei sau 6 lei. Haideți să mergem la încărcător și să ne conectăm cu încărcătorul. Primul fir de putere, de plus, adică vreau să vă spun, îl punem aici, avem un PV, toate invertoarele și toate încărcătoarele au același lucru. O să mergem la PV. Priviți cât de simplu este. Apoi venim cu cel albastru, de rece, o să-l punem tot la PV, minus, la panouri fotovoltaice. Deja am montat firele care duc la panouri fotovoltaice. Aici avem clemele, o să le aruncăm, o să le ducem acolo la panouri, pentru că nu o să ne mai trebuiască. Iar la încărcător mai avem de montat două fire, tot de plus și minus, după cum v-am arătat mai devreme. Pentru ca să nu greșiți, v-am spus, le însemnați cu roșu și cu negru, dacă nu aveți firele de alte culoare, eu nu am avut. V-am spus și eu montez acest sistem pentru dumneavoastră, ca să învățăm împreună. Și îl luăm pe cel de minus, cu negru. Și o să mergem la mufa de baterii, unde este pe minus. O să le conectăm și pe acestea. Trebuie să le strângeți destul de bine, pentru ca să nu se desfacă. O să mergem cu mufa de, sau mufa de legătură, care vine la plus, vine la puterea bateriei. Aici vine tot la plus. Uitați-vă că avem aici baterii plus, da? Se vede foarte clar. O să montăm și pe acesta. O să o legăm. Foarte bine am legat-o. Trageți puțin de ele, nu foarte tare, să vă asigurați că sunt prinse. Iar acum aici avem cablurile care vin de la panourile fotovoltaice, după cum v-am spus, maro e plus, albastru este minus, unde o să le conectăm cu panourile, dar asta o să facem exact ultima dată după ce montăm absolut toate aparatele și le legăm la acumulatori, pentru ca să nu facem vreo prostie sau vreo tâmpenie, mai bine e de preferat să așteptăm ultima dată. Haideți să mergem înapoi.
Acum o să luăm firul care vine de la invertor cu plus, îl vedeți că e cu roșu, și o să luăm firul de la MPP-ul, de la încărcător, care este de 280 de amperi, și o să le legăm împreună la acumulator. Bineînțeles, acum eu le-am făcut aceste sisteme de prindere pentru că am acest sistem de prindere la baterii. Dumneavoastră o să aveți poate alte sisteme, o să vă adaptați și o să vă cumpărați alte sisteme de prindere. Le legăm împreună. Vedeți și dumneavoastră ce repede se montează, nu este un capăt de lume, nu este un secret pentru nimeni. Bineînțeles, mulți oameni nu o să vă arăte lucrul ăsta pentru că ei vor să vă facă acest lucru. Dar sunt sigur că și dumneavoastră puteți să-l faceți. Fără a apela la cineva. Iar la fel aici este indicat să le strângeți destul de bine, nu le lăsați slabe. Chiar le-am strâns destul de bine. Nu o să le strângeți să vă puneți cu piciorul pe ele, să le rupeți, Doamne ferește, așa că le lăsați în voia lor. Iar acum o să mergem cu minusul, după cum vedeți e negru, minusul de la MPP, de la încărcător, și cu minusul de la invertor. Tot așa o să le legăm împreună cu minusul care vine de la baterie. Da? Acesta este minusul care vine de la baterie. Ea o să facă puțină flamă acum, nu vă speriați, pentru că condensatorii se încarcă. Văd că a fost cu minte, n-a făcut prea mult. Deja aproape a pornit. Imediat. V-am spus, nu trebuie să vă fie absolut teamă de nimic. O să te dai mai încolo, Mateo, că le mă și văd. Pentru că nu aveți de ce să vă temeți. Indicat este, după cum vă spuneam, să fie contactorii destul de strânși, astfel nu trageți de ei, nici să-i rupeți. Este suficient. Deja. Acum, noi avem, după cum vă spuneam, avem plecate de la minus două fire, unul care merge la încărcător. Priviți-l, baterii minus, da? Și invertor minus. Iar aici avem același lucru, două fire care pleacă. Unul pleacă la baterii plus și la invertor baterii plus. Deja aparatul nostru deja a pornit, încărcătorul. După cum vedeți, ne arată 0 kW la încărcare pentru că nu am conectat panourile cu invertorul și cu încărcătorul. E de drum? Da. Deja aici mai plecăm cu două fire, după cum v-am spus mai devreme și v-am arătat că le-am montat. Sunt firele care vine de la panouri fotovoltaice. Ia, Mateuți, filmează-te de aici să vadă. PV înseamnă panouri fotovoltaice. Arată acolo pe telefon, vezi bine? Da. Bun, avem un plus care este cu maro, v-am spus, și albastru care nu este de putere la minus. Ce vreau să vă mai învăț este că dumneavoastră, în momentul când cumpărați acest invertor, să vă luați un invertor de putere, să vă luați de cel puțin 3000-4000 de W și un încărcător la fel de putere. Pentru că în momentul când dumneavoastră, să zicem că noi avem aici 3 panouri de 230 de W, nu e nicio problemă, ele funcționează.
Dar va veni timpul când dumneavoastră o să spuneți, da, mai vreau puțin mai multă energie și o să trebuiască să vă mai puneți panouri. Puteți să vă puneți și 10 panouri, dar dacă nu aveți aceste aparate, nu o să vă ajute, o să trebuiască să vă cumpărați alte aparate, pentru că acestea sunt scumpe și nu panourile. La fel ca și acumulatorii. De-aia vă spuneam să vă luați niște acumulatori de putere undeva la 600, 700, 800 de amperi, pentru că așa e frumos, să fiu sincer cu dumneavoastră, vor veni zile, na, mă rog, când va fi tot timpul mult mai întuneric, pe timpul iernii, sau nu o să produceți atâta energie cum producem acum cât e soarele acesta, și atunci o să aveți nevoie și o să rămâneți fără curent. După cum vă spuneam, acum urmează să montăm aparatele pentru la panouri solare, pentru că aparatele le-am montat cu bateriile, nu mai există nicio problemă. Indicat este ca și dumneavoastră, în momentul când faceți toată instalația, prima dată să legați aparatele, bateriile și după aia, ultima dată să montați panourile, fiune, da? Și să aveți mare grijă. Vă spuneam că nu aveți cum să greșiți, din cauza că aici avem un minus, iar aici e minus albastru, decât îl mufăm, să zicem că vrem să greșim, nu putem, pentru că plus cu plus nu merge. Da? Și să vrem să le mufăm, nu putem. Așa că ele o să intre absolut singur, singurele. Deja l-am montat. La jumătate, cum spuneam că trebuie să le montăm în serie și să vrem iar la fel să montăm plus cu plus, nu merge. O să montăm plus cu minus. Al treilea panou, același lucru. Este plus cu minus, moș și babă, și ultima este ca noi să montăm, după cum vedeți, este firul maro de plus și aici avem pe etichetă plus, ele o să intre singur. Deja le-am montat, haideți să vedem și ce ne spune aparatele acum, să vedem funcționează, nu funcționează. Mersi. Deja priviți și dumneavoastră, ne indică aparatul, este prea soare și stați să vedem cum facem, cumva să vedeți și dumneavoastră. Deja avem 81 de volți, cumva, 28 de volți, priviți acolo jos. Și avem 0,6 amperi, de fapt avem 1,8 amperi, ele deja încarcă bateriile. Deja ne arată aici jos absorbing, deja ele, bateriile absorbe toată energia care o dau panourile solare. Iar aici avem invertorul, o să-i dăm drumul și lui imediat. Deja apăsăm, i-am dat drumul. Imediat o să vedem și dacă merge. Să vede că bateriile sunt sub tensiune, pentru că altfel el are un sistem de alarmă care începe și plânge sau începe să cânte cumva dacă el nu are energia suficientă. Ia ține tu puțin. Da. Așa că haide să conectăm ceva. Eu am zis să iau un flex, să-l pornim, să vedem dacă merge. O să-l conectăm. O să-l dăm drumul. După cum vedeți, și dumneavoastră, deja acum avem energia proprie de curent electric, de curent de energie electrică, pe care dumneavoastră puteți să o faceți singuri acasă, fără să vă ajute cineva. Este foarte, foarte, foarte simplu. Nu există ceva mai simplu de montat ca să vă produceți curent electric. E de la soare și dumneavoastră puteți să faceți acest lucru acasă singuri.
nu rămâne decât să vă abonați la canal, pentru că se mai urmeze un vlog cu on-grid, cu poate pune un smart meter înainte de contoar, ca dumneavoastră de cât. Dacă mai aveți nevoie și să nu mai puneți baterii, dacă mai aveți nevoie și cumva nu vă ajunge curentul care îl produceți cu dumneavoastră, să mai luați din rețea și smart meterul este, are rolul de a opri curentul, să injectați în rețea, și să nu deveniți prosumatori. Se poate pune decât un smart meter acolo, unde decât dumneavoastră, dacă mai aveți nevoie de energie, ceea ce cred că acel sistem este foarte benefic, mult mai benefic decât acesta pe acumulatori, pentru că acumulatorii, după cum vă spuneam, sunt extraordinar de scumpi. Tare mi-aș fi dorit să vă mai arăt sau să mai montăm ceva, nu știu, haideți să mai luăm ceva până să ne luăm la revedere, să mai luăm o vor mașină tot așa de, nu știu, de 1000 de watts, ăsta are undeva la, nu știu, nu văd scrisul, dar cred că are undeva la 700-800 de watts, dacă nu mă înșel. Haideți să mai aducem ceva și să le legăm, să le dăm drumul împreună, să vedem dacă merge. Vă dați seama că cu acest sistem, cu un televizor, un frigider și eu știu ce mai aveți dumneavoastră pe acasă, nu o să aveți nicio problemă cu energia electrică. Oprește și mă duc să mai iau ceva. Am mai adus încă un opor mașină. O să băgăm și pe asta în priză. O să încercăm să le dăm drumul la amândouă, să vedem dacă merge. Vă dați seama că are destulă putere acest invertor și nu numai invertorul, și încărcătorul. El este nepotul meu care ne-a ajutat să filmăm, bineînțeles că nu puteam fără el, sincer, nu, Nenicule? Da. Așa, și îți mulțumim din suflet. Aici încheiem vlogul acesta. După cum v-am spus, rugămintea mea este să vă abonați, pentru că sunt sigur că nu vă doare mâna, pentru ca și altcineva să vadă acel sistem, singur nu pot, decât cu ajutorul dumneavoastră, și nu trebuie să fim egoiști și să ținem doar pentru noi. Să nu vă mai spun că nu vă costă chiar nimic să vă abonați și să dați o distribuire. Așa că, dragii mei, vă mulțumesc tuturor oamenilor care v-ați abonat la acest canal și care veți face acest lucru și vă veți abona în continuare. Un videoclip de călătorie, mie îmi place să călătoresc și pe mine o să mă ajute enorm de mult lucrul acesta. La revedere!